Un senator USR nu a fost lăsat să intre într-un centru de plasament pentru copii pe care intenționa să-l viziteze în București. Într-o postare pe Facebook, Vlad Alexandrescu susține că motivul invocat de conducerea centrului Cireșari a fost lipsa acordului primarului. Parlamentarul spune însă că acest lucru nu este decât o invenție și afirmă că vrea să facă această vizită în calitate de senator pentru a-și forma o opinie despre felul în care sunt respectate drepturile copiilor și care sunt condițiile de educație ale acestora. Recent, senatorul dezvăluia că în timpul unor vizite făcute în centre de plasament din București și Ilfov, copiii au povestit cum le este furată mâncarea, dar și despre abuzuri sexuale. Consider că este un abuz pentru că Parlamentul, membrii Parlamentului trebuie să poată să-și facă o părere, măcar o părere generală, asupra felului în care funcționează instituțiile administrative din această țară. Faptul că lucrul ăsta se întâmplă în București, în sectorul 5, din punctul meu de vedere, aruncă o îndoială asupra condițiilor în care stau acești copii. Sper ca această îndoială să fie doar o părere și să fie spulberată. Probabil are alte activități mult mai importante decât aceea de a sta de vorbă cu un senator și de a asigura acestui sector o vizită în centru. Doamna șef de centru, pe care o puteți vedea că este și ea. Nu dorește să comunice. Spune că nu poate să facă nimic fără cuvințarea superioară.